Infrastructura rutieră din România nu a evoluat foarte mult în ultimii 28 ani. La acest capitol și județul Dâmbovița a fost vitregit. Acum însă se pare că lucrurile vor intra pe un făgaș normal. Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Alexandru Oprea, a dat asigurări că cele două proiecte de modernizare aflate în lucru, DN71 și DN7, vor fi finalizate în următorii 2 ani. Vis-a-vis de proiectul drumului național 71, vă spun cu certitudine că la momentul actual a trecut de prima etapă în ceea ce privește avizul de mediu, deci s-a depus documentația la Agenția pentru Mediu Dâmbovița, s-a dat un aviz favorabil, urmând ca în etapa a doua Compania Națională de Investiții CNAIRU în autostrăzi și investiții rutiere să prezinte un studiu de impact și un memoriu tehnic vis-a-vis de modul de derulare a proiectului. De pe DN7, ce înseamnă Bâldana Titu, deja s-au depus ofertele pentru adjudecarea lucrărilor. Sunt 6 sau 7 ofertanți în această procedură. De acest proiect de reabilitare și modernizare se vorbește de mulți ani, încă din 2002. De pe vremea guvernului Tăricianu, este o promisiune a guvernului României făcută către cei de la grupul Renault. De ce credeți că până în momentul de față acest proiect, deși se vorbește de el încă din 2012, nu a reușit să fie finalizat? Iată, sunt pentru că dincolo de toate asta, vreau să vă spun că au fost blocaje birocratice existente la nivelul unor instituții ale statului. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport rutier pe drumurile naționale reprezintă o componentă esențială a strategiei de dezvoltare durabilă a județului Dâmbovița, factor determinant în atragerea de investitori și crearea de investiții pe termen lung. Ca atare, acest traseu al DN71 este vital din punct de vedere al tranzitului și dezvoltării județului pe toate palierele. Eu sper să avem inteligența să nu mai schimbăm miniștrii transportului odată la an, astfel încât cel care asigură portofoliul Ministerului Transportului odată ce a stabilit niște obiective de nivel strategic care trebuie să urmărite, monitorizate, implementate, chiar să ne ținem de treabă. Pentru că în vechea guvernare am avut vreo 5 miniștri ai transportului, sincer știți că am adus, cred că 3 sau 4 dintre ei în județul Dâmbovița, le vorbeam despre prioritățile județului, le înțelegeau, după ce înțelegeau prioritățile, erau schimbate. În ceea ce privește județul Dâmbovița, dacă ne închipuim că cele peste 100 de tiruri care vor veni, vor aduce marfă și vor încărca marfă de la grupul Arcelic, nu vor bloca traficul pe DN71, ne înșelăm. Deci dacă nu vom avea 4 benzi până în 2020, va fi crimă și pedeapsă. Cele două mari proiecte de reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere vor aduce un plus de imagine județului Dâmbovița, astfel încât să reprezinte un punct important pe harta investițională a României.